Oameni de milioane! People like us. Cu toader păun. La Europa FM ne-am obișnuit să cunoaștem oameni de milioane, iar omul de milioane de astăzi are puterea și darul de a-i ajuta și pe alții să fie de milioane. La propriu, pentru că pot să aduca și medalii și pot să aducă o recunoaștere României, pe care o căutăm cu toții în lumea întreagă, dar dincolo de asta reușește să determine oamenii să-i depășească limitele, și într-un mod care pare greu văzut din afară, poate la fel de greu văzut și dinăuntru, dar în orice caz este fascinant întregul proces. Ionuț Stancovic este originar din satul Mare, este caiacist de peste un deceniu, iar în 2018 a decis să facă acest sport cunoscut pentru mai multă lume și n-a făcut doar asta, a făcut mai mult. Și așa a devenit omul nostru de milioane. Bun venit la Europa FM. Da, bine-am găsit. Ce ai făcut mai mult atunci? Când am înființat asociația? Asta a fost un plan un pic mai din spate, gândindu-mă că dacă voi ajunge să investesc într-un club sportiv și să încerc să ajung în alta performanță în sportul pe care eu îl practicam și îl, îl iubesc foarte mult, caiac slalom, caiac extrem, partea mai extremă a caiacului, am zis că mă voi orienta și, pentru, și spre persoanele cu dizabilități, deoarece am văzut în urmă cu câțiva ani un videoclip unde persoane cu dizabilități din America, ajungeau la un club și învăța să dea cu caiacul și vorbeau așa de frumos câtă libertate de mișcare au ce bine se simt, se simt exact ca și ceilalți, pentru că la, în caiac se folosește mai mult parte de sus a corpului. Chiar eram la un concurs în Timișoara și erau scaunele așezate pe margine și echipa mea era în caiace și văsleam în concurs și mă întreba lumea de pe margine, care sunt acei oameni? Nu, nu, își dădea seama nimeni cine este, cine sunt persoanele cu dizabilități. Și atunci când am văzut acel videoclip, am hotărât că dacă voi ajunge și voi deschide un club, mă voi îndrepta și spre ei. Vorbim practic de povestea asociației Kayak Smile și mai a fost o scânteie pentru că între timp ai devenit și antrenorul lotului național de caiac slalom pentru juniori și s-au mai întâmplat foarte multe alte lucruri. Dar aș vrea cumva să ne întoarcem la punctul ăla de, de început. Cum ai convins niște oameni care în această societate, din păcate, nu beneficiază de atenția și de ajutorul de care au nevoie să practice un sport și să treacă peste prejudecățile celorlalți? Am uh, dat sfoară în țară, să spun așa, am vorbit cu asociațiile care știam că în care sunt uh, înscriși astfel de persoane cu dizabilități locomotorii și uh, a venit o persoană care era mai activă și a zis că el vrea să încerce. Bineînțeles, prima dată am încercat uh, în uh, caiac, la o piscină, însoțit de către un doctor, să știm exact dacă coloana lui stă bine. Mi s-a explicat și riscurile care există. Uh, Cred că deja în ăștia trei ani am devenit și doctor pentru ei, de <laughs> și acolo a fost prima dată când am văzut că el stă foarte bine în caiac, se bucură foarte mult de libertate de mișcare. Bineînțeles, îl urmăream și eu ca să-mi dau seama ce pot să facă mai mult. Visul meu era să-i duc pe râu de munte, deja să mergem pe caiac extrem cu ei. Deci, până acolo mă gândesc ceea ce am și reușit. Și așa am început cu primul. După care a venit de la primul, a venit un prieten de lui, al doilea, al treilea, al patrulea și am zis ok, am văzut că într-adevăr cei care au venit la început au venit prima dată să încerce caiacul, iar acum după trei ani de zile fac parte, de, sunt membrii clubului nostru care vin și deschid drumul, drumurile în toată țara, oriunde mergem, ei sunt primii care se dau, care arată tuturor că n-au de ce să se teamă și cât este de frumos acest sport. Cât este de frumos, ce înseamnă, că practic vezi niște oameni într-o barcă atipică și făcând acolo tot felul de, de mișcări, cât de complicat, cât de greu este să practici un asemenea sport, ce presupune mai exact? Acum noi ne îndreptăm întotdeauna la sportul de masă, adică începem cu caiace care sunt foarte stabile în care persoanele intră în acest caiac, învață să văslească într-un minut, două, deja gata. Am să Prima dată e pe uscat sau direct treceți în apă? Facem uh, un mic instructaj pe uscat, după care mergem în apă. În apă îi uh, explic ce înseamnă acest sport, adică este un sport care se face prin plutire. Te obișnuiești să plutești pe apă, ca și schiu. Schiul este alunecare, te obișnuiești cu alunecatul, aici te obișnuiești să plutești. Uh, iar ce înseamnă plutitul, după care începem să văslim. Își dă seama foarte repede, v-am spus, un minut, două minute maxim, realizează că el poate să văslească, poate să meargă oriunde pe lac, se poate bucura de libertate de mișcare enormă, iar bucurându-se de această mișcare și de această libertate, își dă seama după aia că începe să-l doară puțin spatele, își simte bine brațele, e mai, mai încordat, își dă seama că a făcut și mișcare. Iar să te pui pe un lac, să văslești la un răsărit, la un apus de soare, este o terapie psihică extraordinară. Cât de periculos e sportul acesta? Nu este periculos la acest nivel, a, a, merge pe lac. Când deja de pe lac trecem pe râurile de munte, să spun, acolo într-adevăr ai nevoie de un instructaj aparte, ai nevoie de cască, vestă și trebuie să știi puțin ce înseamnă să ieși afară din caiac, pentru că sunt alte caiace deja care se folosesc. Dar nici acolo nu este un, este un sport extraordinar de frumos, pentru că te pregătești dinainte, ai un instructaj la fel care înțelegi ce înseamnă, dacă, ce înseamnă să noți într-un curent este un sport care pe rurile de munte îți aduce foarte multă adrenalină ceea ce după ce ai terminat traseul și ai ieșit de pe apă te simți cel mai tare de pe acest pământ care iarăși este o terapie psihică extraordinară nu pot să spun cât este de periculos pentru că noi venind alături de noi și făcând alături de noi sportul ăsta noi încercăm să-l controlăm foarte mult și să-i dăm cât mai multă siguranță și o să ajung la o întrebare, pentru că în perioada asta am aflat că în România se practică foarte mult golf și oamenii sunt foarte pasionați de golf fiind un sport accesibil. Cât de accesibil este acest sport să practici un sport pe apă? E deja pentru... Este destul de accesibil dacă observăm undeva în toată țara sunt deja pe orice lac sunt deja puse bărcuțe, stand-up pedaluri, caiace au apărut aproape peste tot. Este destul de accesibil. Pentru persoanele cu dizabilități este un pic mai interesant deoarece ai nevoie de un ponton probabil ca să ajungi puțin mai ușor la apă. Pentru unele persoane cu dizabilități ai nevoie de un scaun special care noi am reușit de anul ăsta să-l construim și să-l adaptăm în așa fel încât să se simtă cât mai stabil. Și asta facem noi. Am fost, anul acesta am fost în Buzău, am fost în Brașov, am fost în, avem un nou proiect în Cluj, satul mare, baia mare, suntem peste tot ca să le arătăm cât este frumos acest sport iar probabil că anul viitor vom încerca să ducem în fiecare oraș mai mare astfel de caiace dotate cu scaune speciale pentru ei deci cât de curând va fi foarte, foarte accesibil lor Bun, hai să ne întoarcem la Clubul Sportiv Caiac Smile la asociație de unde a venit numele? Cum poate un caiac să te facă să zâmbești? Da uh, kayak Smile <laughs> A venit ca este de la bucuria care ți aduce adrenalina, pentru că în momentul când noi am gândit clubul, la asta ne gândeam. Noi suntem foarte fericiți practicând kayak extrem. Și îți aduce zâmbetul pe buze și te face extrem de, de fericit și te întărește din punct de vedere fizic atât și psihic. Să știi să controlezi respirația când ești sub apă și să faci anumite Mișcări care te ajută să revii înapoi în caiac și să-ți continui drumul pe un râu de munte te întărește destul de mult și, bineînțeles, la finalul turei ești un zâmbăreț. Bun, ai fi putut să aduni un lot de oameni care să nu strezească atâtea provocări? care să fie deja antrenați, care să fie deja determinați să facă performanță într-un sport. Totuși ai ales să aduci niște oameni, să-i scoți cumva din zona lor de confort și de, de cunoaștere, să-i pui într-un caiac, să facă performanță, să zâmbească larg. De ce ți-ai dat singur o asemenea provocare? Tu ce ai de câștigat din asta? Pentru mine am pornit ca și antrenor și asta înseamnă să fii părerea mea un antrenor pentru că și pentru persoanele cu dizabilități care sunt alături de mine și vin alături de mine eu le sunt antrenor, eu sunt ca și un al doilea tată să spun așa și asta mă motivează cel mai mult, să știu că sunt acolo, să înțeleagă că sunt alături de ei, le dau foarte mult încredere pentru că pot să-i ajut din foarte multe puncte de vedere și de asta am și ales, cred că, să văd cât de bun sunt, cât de multe putem să facem. Iar lucrând cu ei de la o zi la alta, văzând câte nevoie au ei și știind că tu poți să le acoperi această nevoie, intri în acest joc foarte frumos și încep să le demonstrezi că dacă sunt alături de tine și ies afară și sunt un exemplu pentru ceilalți, tu poți să faci și asta și asta și asta pentru ei. Și așa împreună am reușit să avem rezultate foarte frumoase. Și tot mergem mai departe, mai departe, mai departe. Și acum deja suntem în acest joc minunat și încercăm să accesibilizăm în toată țara sporturile pe care ei le practică. Au fost oameni care ți-au zis că e imposibil, că nu se poate să faci ceea ce vrei tu? Da, bineînțeles. Asta m-au auzit, țin minte și când am început prima dată, am studiat puțin să văd ce înseamnă a pune o persoană cu dizabilități în caiac și am avut persoane care mi-au spus că există riscul acesta, acesta, acesta la ei de ce te apuci? Stai liniștit, vezi de performanță și de sportul care îl așa de mult. Și m-a ambiționat un pic mai mult treaba asta. Chiar am vrut să văd cu ochii mei ce se întâmplă și când am văzut ce ușor le este lor să urce în caiac și să văslească și bineînțeles sunt anumite riscuri mici care se pot oculi atât de ușor dacă colaborezi cu ei și discuți cu ei și îți spune da, nu este comod această poziție, schimbi, ajustezi scaunul. Am persoană care, trebuie, care pur și simplu o leg în caia ca să stea, să se simtă în siguranță, știe să se dezlege singur. Deci putem să învățăm și să adaptăm acest sport la orice tip de dizabilitate, ceea ce este extraordinar. Tu îți mai amintești cum a fost prima dată când ai suit într-un caiac? Da, mi-aduc aminte, bineînțeles, când am fost prima dată și m-am urcat într-un caiac pe un lac. Am făcut-o și eu într-un caiac de slalom foarte, foarte vechi, un lung. Și țin minte că am ajuns acolo și am zis că dacă îmi place caiacul, îl cumpăr. Și omul chiar vrea să-și vândă caiacul. Și am stat vreo două ore pe un lac, m-am învârtit în cerc, pentru că nu știam să-l conduc drept, pentru că era caiac de slalom și mai mult se întorcea decât mergea înainte. Și am ieșit afară și am zis da, mulțumesc frumos, îl cumpăr. A fost foarte șocat omul, nu se aștepta. Câți ani aveai? 24, 25, ceva de genul. Și de câți ani ai avut nevoie ca să ajungi la performanță? Și iată, să devii și antrenor. Nu am avut nevoie de foarte mulți ani, pentru că eu practicam tot ce am făcut și înainte, erau, toate erau extrem. Aveam uh, ce ține de uh, snowboard, am dus totul cât se poate de extrem, uh, aveam motoare, eram totul pe extrem. Și am luat și caiacul și prima tură a fost pe lac, a doua tură a fost deja când aveam uh, viitură pe somești, ceea ce pe viitură nu te duci. Am, am și pierdut atunci, țin minte că vâsla mea a plecat în Ungaria, nu am rămas numai eu cu caiacul agățat într-un copac, mi-am dat seama că e chiar foarte fain sportul ăsta. Ne chiar îți place adrenalina. <gători> da, da, wow, zic, e extraordinar. Și de acolo am început pe râurile de munte, râuri de munte care acum, dacă stau să mă gândesc și mă duc pe ele, mă duc echipat ca lumea. Atunci eram fără vestă, fără cască, deci era extraordinar. Eu chiar am învățat de la zero sportul acesta ceea ce mă ajută foarte mult să-mi dau seama să le și transmit celorlalți ce înseamnă aceste riscuri și cum poți să le ocolești. Pentru că au fost niște riscuri care, din cauza lipsei de experiențe, le -am, mi le-am asumat și vreau să ajut pe toți ceilalți să nu și le asume aiurea. Pentru că noi eu am scăpat că am fost foarte mai norocos, dar nu se știe. Și totuși, de ce îți este frică? Frică? Când? Când sunt în caiac? De o cascadă mai mare de 5-6 metri. <laughs> nu prea îmi place să sar cascade mari pentru că am uh, problema asta cu, cu înălțimile, să zic așa. Nu mi este rău, dar pur și simplu simt că nu pot să controlez totul în cădere și atunci le sar doar pe astea mici, pe ale mari. Mai bine, prefer să mi-arunc aia cu și eu să sar în apă după. Uh, treaba asta cu, cu înălțimile, cu parașutismul, cu astea Am zis că am să le încerc acolo după 60 de ani Când nu mai am forță în brațe și nu pot să mă duc cu ca lumea Ca să mențin nivelul de adrenalină destul de ridicat o Să încep să sar din avion Frumoasă țintă pentru, să zicem, a doua tinerețe Exact Legat de caiac Smile Cum îi faci pe ceilalți să, să creadă în visul ăsta al tău? Și să sprijine? Că bănuiesc că activitatea voastră este oarecum bazată și pe sprijinul celorlalți, nu pe donații, pe implicarea da, societății. Avem foarte multe acțiuni. Noi ieșim foarte mult. Suntem la foarte multe evenimente, atât că curățăm un râu sau un lac, sau participăm la tabere, sau mergem și demonstrăm alături de persoanele cu dizabilități în alte orașe și lumea a văzut, și a văzut de la început. Ce acțiunile noastre au auzit de noi După care am, am mers și am încercat Să obțin și finanțări și de toate Și după ce s-au văzut acțiunile Nu mi s-a închis niciodată nicio ușă ce, Am avut noroc din punctul ăsta de vedere Pentru că au, văzut, au chiar văzut ce, Ceea ce facem Prima dată am dovedit după care am mers Să cer suport și să susținere. Care a fost cel mai frumos Compliment sau cea mai frumoasă Reacție pe care ai primit-o Din partea unui partener sau nu știu dacă să le spun parteneri, sau cum a trebui să-i numesc pe sportivii cu care lucrezi. Da, membrii speciali, spunem noi, la sportivii noștri, uh, cele mai frumoase aprecieri sunt în, uh, care vin de la majoritatea când spun că te iubesc. Deci, cum îi duci în brațe, indiferent că îi vezi, poate pe nevăzători, în, uh, în caiac, la fel o să-ți spună și ei, sau pe cei cu dizabilități, sau îi duci la schi, de exemplu. Când îi ții în brațe și te duci cu ei și se bucură de această experiență, automat le, spune, le vine să-ți spună că, că te iubesc. Și este, o chestie, este un lucru extraordinar să știi că l-ai dus pe acel om, că nu toți sunt copii, sunt și tineri, până la nivelul în care să-ți spun așa o dedicație. Cum, cum îți descrie o persoană care, în mod curent, nu se poate deplasa? La fel cum o fac toți ceilalți, sau în mod curent nu poate să vadă lumea la fel cum o facem ceilalți? Cum îți descrie experiența asta trăită în Caiac? Vă dați seama că se întâmplă aproape zilnic la mine când mă întâlnesc cu persoane din medii defavorizate sau cu diferite forme de dizabilități, care sunt noi, veniți și poate e primul lucru care vor să-l facă să iasă din casă și vin să-l vadă. Să știi că avem o armă secretă pentru ei, adică cum ajung acolo, încercăm să-i și punem în caiac. Nu stăm la discuții. Discutăm puțin, îi lămurim, dar între timp tragem de scaun și îl punem în caiac. Când se trezește în caiac, e extraordinar, nu mai vrea să iasă. Deci, îmi repetă tot timpul că, wow, eu nu mă așteptam, eu am venit aici să văd, am venit doar să privesc, nu mă așteptam să fiu un caiac, este wow, pot să vă și ajungi până la nivelul, dacă poate, chiar poate să-și veslească el singur, să-l lași singur în caiac, să-i arăți din prima întâlnire cât este de frumos și cât este de accesibil acest sport pentru el. Și asta au de obicei. Îți este mai greu să convingi persoanele din medii defavorizate sau cu diferite dificultăți, deficiențe să se apuce de acest sport față de tinerii normali? Nu, 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 mi-este mai greu, uh, un pic mai mult de lucru ai cu persoanele uh, normale, să spun, care au uh, această fobie de apă, acolo avem puțin uh, de discutat și durează puțin mai mult și de ace pe acele persoane, eu zic că undeva în 10 minute poți să-l scapi de fobia de apă dacă vine alături de tine și te ține de mână și putem intra împreună în apă și... Uh, o facem asta destul de des, dar că acolo, într-adevăr, avem puțin mai mult de lucru, pentru că fobia de apă și problemele vin de obicei din familie, de acasă. Tu trebuie să treci tot peste toate astea, să -i areți, să ai încredere în vestea de salvare. Și am făcut de multe ori asta. O să-ți imaginezi cum arăt eu ținându-mă de mână cu un bărbat de 2 metri și sărind de la un metru într-un lac cu vesta pe noi. Deci, este o fază comică, dar așa se scapă de aceste frici. De rezultate. Ți se pare că există mai multă ambiție la persoanele cu dizabilități decât la cei care nu au atâtea dificultăți de depășit în viața de zi cu zi? Există mult mai multă ambiție în momentul când a trecut deja. Deci a fost, dau un exemplu, dacă ne gândim la Caiac, acum a venit, a încercat Caiacul, i-a plăcut, da. După care el este mult mai ambițios pentru că probabil nu are toate sporturile așa de accesibile și dacă reușești să-l faci accesibil, el chiar vrea să continue și chiar își dorește foarte mult să fie acolo, pentru că se bucură mult mai mult ca și tine de acea senzație. Există cumva un vis următor spre care te, te îndrepti? Ți-ai fixat o următoare țintă? Da, vreau să accesibilizăm acum în prima parte. Este un proiect care cred că este unic în lume ce am reușit să-l scriem de a accesibiliza toate pârtile din, în România pentru ca persoanele cu dizabilități, cu diferite forme de dizabilități, să poată schia. Este un proiect care noi l-am început uh, iarna trecută, a avut, am donat câteva scaune la părțile din țară, a avut un succes extraordinar, am fost chemat de către foarte multe persoane cu dizabilități să-i plimbăm sau să-i învățăm și de acolo, vorbind cu ei și fiind în brațele tale, uh, am reușit să... Să gândim un uh, proiect care nu merge și în, cum este structurat și în alte țări, pentru că în alte țări ei își permit probabil să cumpere aceste scaune. Iar a venit o întrebare și m-a întrebat cineva, zice, ok, eu nu ți-o învăț acum cu tine, dar unde te mai văd? Prin țară, unde să merg? Și atunci mi-am dat seama că în România va trebui să schimbăm puțin și va trebui să gândim să dotăm pârtile în așa fel încât ei vin și învață cu mine, merg absolut oriunde, învăț să schieze singuri, care pot, care nu doar să fie plimbați dar să aibă un, o pârte accesibil, pârtea de lângă ei să fie accesibil. Exact cum noi mergem la pârte, știm că acolo este de închiriat snowboard și ski. La fel să simtă și ei, oriunde la o pârte în România, unde vreau să merg, să știu că am un scaun și la ora 12, la ora 1 vreau să-l rezerv pentru mine. Sună, este rezervat, o persoană vine și îl plimbă absolut gratuit și se bucură de aceeași senzație ca și noi. Ionă Stancovici, cum găsești timp să le faci pe toate? Adică și lot, și antrenor, și arbitru european, și mondial chiar la caiac slalom. Și iată, proiecte de accesibilizare a pârtilor. Da, învăț. Învăț foarte mult și studiez foarte mult și am oameni extraordinari lângă mine. Oameni care muncesc alături de mine, chiar voluntari, chiar angajați și așa reușesc să mă deplasez, cum a fost, am început în satul mare, în județul satul mare, în orașul satul mare, pot să plec de acolo liniștit să mă duc să arbitrez oriunde în Europa alături de cei care fac performanță sau să merg la Cluj cu proiectul sau să merg mai departe știind că proiectele din satul mare se continuă și se duc la bun sfârșit foarte cu o calitate la fel cum am fost, cum i-am învățat eu sau cum aș fi eu acolo. Și ăsta este un lucru unde sunt foarte, foarte norocos pentru că alături de mine atrag oameni deosebiți care pot să continue munca ta frumos spus. Cum putem ajuta asociația Kayak Smile? Avem uh, pagina de Facebook, unde avem acolo mai multe detalii legate și de proiectele care vin, avem uh, pagina web, uh, pagina de Instagram, avem acolo și uh, conturile pentru donații și uh, veți vede vedea ce urmează acum, pentru că urmează în cel mai scurt timp să promovăm acest proiect uh, de iarnă, care îmi doresc foarte mult să pregătesc din timp puțin pârtile pentru sezonul care vine și uh, o să ne vedeți pe Facebook. Ionut Stancovici, îți mulțumim foarte mult pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Eu vă mulțumesc mult. Oameni de milioane! Like us. Cu Toader păun la Europa FM!